Anghel Iordănescu și-a adus contribuția ca antrenor jucător la finala Cupei Campionilor din 1986. Chiar dacă nu și-ar fi dorit să evolueze în partida cu Barcelona, a fost foarte util echipei pe final de meci și a reușit una dintre cele mai frumoase faze ale întâlnirii. Renunțasem la cariera de sportiv de 2 ani de zile, nu mai eram jucător, devenisem antrenor, eram antrenor secund, nu mă așteptam, nici până cap nu -mi trecea și nu mi-aș fi dorit acest lucru de a intra pe teren. Chiar cu o seară înainte de finală am fost extrem de categoric și am spus domnului Ienei că nu-mi doresc să joc și că nu mai pot juca după 2 ani de întrerupe. În dimineața jocului a fost o discuție, domnul Ienei și Valentin Ceaușescu m-au convins numai în cazul în care va fi nevoie să intru, să ajut echipa și eventual să dau o mână de ajutor pentru a obține performanța pe care ne-am dorit-o noi cu toți. Credeți că va intra Angel Iordănescu atunci? Sincer, noi ne așteptam că poate pe parcursul jocului neapoi va intra în teren. Ținând cont de faptul că Tudorel era suspendat, eram, să spunem așa, doar în 15 jucători, cu neapoi am fost 16, ca selecționer, Anghel Iordănescu a realizat cea mai mare performanță în 1994 la campionatul mondial din Statele Unite, când, cu generația de aur, a ajuns până în sferturile competiției. Ce avea în plus acea generație din 86 față de celelalte echipe? mi este greu să vă răspund. Acea performanță obținută a fost obținută câștigând un trofeu continental și a fost obținută la cel mai înalt nivel. Sportul românesc, fotbalul, de-a lungul timpului au mai avut generații de excepție. Diferența o face performanța, nivelul unde ajung aceste generații care se transformă după aceea într-o generație de aur, de argil sau de bronz, cum vreți să le numiți dumneavoastră.